Primul atașat al Moldovei în SUA, colonel Vitalie Mico, va urma să devină noul șef al Marelui Stat Major. Candidatura acestuia a fost aprobată de guvern și înaintată președintelui Maia Sandu pentru semnarea decretului de numire în funcție. Mico a deținut până în prezent funcția de comandant superior al contingentului de pacificatori ai Republicii Moldova pe Nistru, dar până atunci, în 2018, a fost numit primul atașat militar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, iar ulterior, prin cumul și în Canada. Funcția de șef al Marelui Stat Major a devenit vacantă după demiterea lui Eduard Ohladciuc, numit în noiembrie 2021 de președintele Maia Sandu. Am încercat atunci să aflăm mai multe detalii, dar și motivele pentru demiterea lui Ohladciuc, dar după ședința de guvern, secretarul de stat de la apărare, Serghei Plop, a plecat în grabă, ignorând întrebările jurnaliștilor. Ulterior, Ministerul Apărării a declarat pentru presă că demiterea a survenit după ce generalului de brigadă i-a expirat contractul de serviciu militar. Eduard Ohladciuc nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta demisia care îl vizează. Conform legislației în vigoare, numirea sau demiterea șefului statului major al Armatei Naționale se face la propunerea ministrului apărării, prin decret semnat de președintele țării. Șeful statului major are rolul de comandant al Armatei Naționale și exercită conducerea administrativă, având responsabilitatea asigurării dotării, pregătirii și completării trupelor cu tehnică și armament.